S-au înscris în concursul The Best și speră că la această ediție vor reuși să facă o figură mai bună decât la cele anterioare. Echipa Liceului Teoretic Simion Stolnicu din Comarnic a intrat pentru a patra oară în concursul pe teme de cultură generală. Elevii au și o strategie bine pusă la punct, răspunsuri rapide și precise la setul de întrebări, lucrul în echipă, înlăturarea oricărei emoții și concentrare maximă. Aceasta este rețeta care, spun cei patru liceeni, le va garanta succesul. Maria, pentru a treia oară, iată, intri în competiție The Best. De ce te-ai hotărât să faci acest pas? Mi se pare o experiență frumoasă. Dezvoltăm un lucru în echipă și în același timp și cunoștințele noastre generale. Ce a însemnat, Maria, pentru tine și ce înseamnă acest concurs? Mi-am făcut prieteni noi, mi-am dezvoltat abilitatea de a lucra cu ceilalți. Ai avut vreun regret la primele trei etape? Nu, a fost foarte ok. Este o experiență bună pentru mine, deoarece vreau în primul rând să-mi testez cunoștințele mele și al doilea rând eu împreună cu colegii mei să concurăm cu celelalte licee de prestigiu din liceu, să încercăm să arătăm că și la Comarnic se poate. Ai urmărit etapele anterioare? Cum ți s-au părut? Au fost probe destul de grele o parte, dar o parte din întrebări au fost destul de accesibile. Consider că eu cu prietenii mei ne vom descurca. Teodora, la fel ca Andrei și tu intri pentru prima dată în concursul pe teme de cultură generală The Best. Ce știi tu despre această competiție? Este o competiție în care copiii își testează cunoștințele, trebuie să aibă o cultură cât mai vastă și să aibă încredere în ei. Îndeplinești toate aceste criterii pe care le-ai enumerat? Unele da, unele nu, dar mă voi descurca. Alexandru, de ce ai ales competiția The Best? Îmi place foarte mult să lucrez în echipă. Vreau să asimilez noi cunoștințe, dar și vreau să-mi testez propriile cunoștințe. Ai urmărit competiția de-a lungul celor trei ediții care au avut loc până acum? Da. Și cum ți s-a părut? O competiție interesantă, care din care am învățat multe lucruri și mi-am dorit mult să particip. Simion Stolnicu va fi The Best! Echipa de la Comarnic este așadar pregătită să intre în competiția inteligenței și să demonstreze că și liceele din afara Ploieștiului pot fi The Best.